De câte ori ne-am pus în pat seara, crezând că suntem obosiți și apoi, odată ce ne-am întins, nu am putut dormi. Poate din cauza stresului, a gândurilor care nu se opresc niciodată sau pentru că am mâncat greu, dar rezultatul nu se schimbă. Iată trei alimente care, prin proprietățile lor, pot favoriza somnul și ajută la relaxare. Fructele uscate. În primul rând, oferă organismului nostru celebri acizi grași, polinesaturați, importanți pentru prevenirea bolilor coronariene, hipertensiunii și a tulburării sistemului imunitar. Cu toate acestea, poate că nu toată lumea știe că fisticul și migdalele conțin și o cantitate mare de magneziu și melatonină. De aceea, sunt excelente în orice moment al zilei, de la o gustare pentru a ne recăpăta concentrarea într-un moment de stres sau pentru a ne îmbunătăți calitatea somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în magneziu, care favorizează odihna, fier, seleniu, fosfor și multe minerale, dar nu numai. De fapt, semințele de dovleac sunt bogate în triptofan, un aminoacid fundamental în reglarea somnului, care asigură o noapte de odihnă sănătoasă și regeneratoare. Semințele de dovleac pot fi zdrobite după ce le-ai prăjit la cuptor la 150 de grade Celsius timp de aproximativ 50 de minute sau pot fi folosite la prepararea unui excelent ceai de plante după ce au fost lăsate câteva minute la infuzat cu apă clocotită. Banana este unul dintre cele mai comune alimente care favorizează fără îndoială odihna. Este un aliment bogat în magneziu, potasiu, vitamina B și triptofan. Toate aceste substanțe naturale ajută la scăderea nivelului de cortizol prin promovarea relaxării musculare, ajutând astfel la creșterea calității somnului. În plus, aportul de magneziu favorizează producerea de melatonină, care ne ajută să reducem timpul necesar pentru a dormi, îmbunătățind în același timp calitatea odihnei. Relatează m.dcnews.ro.